Bună dimineața, dragilor! Bun găsit tuturor! Mă bucur să mă aflu aici alături de voi în această dimineață și am venit cu fetele mele, Adelina și Ianula, pe care le cunoașteți cu toții, probabil le-ați recunoscut din dățile anterioare. Vrem să vă arătăm astăzi câteva exerciții importante de făcut după sarcină pentru proaspetele mămici ce vor să-și recapete tonusul muscular, să-și reintre în formă și să-și recapete silueta. Dar, bineînțeles, aceste exerciții sunt importante pentru oricine dorește să le facă, pentru toți cei care ne dorim să ne întărim trunchiul și mușchii abdominali. Haideți să trecem la treabă, fetelor. Venim la salteluță și coborâm cu spatele pe sol. Luăm o minge de care ne vom ajuta să menținem abdomenul contractat pe tot parcursul exercițiului. Coborâm pe rând câte un braț picior opus și menținem spatele bine lipit de sol, fără să-l arcuim, da? Mare atenție, tragem burtica în interior și coborâm fără să atingem brațul și piciorul de sol, lent și controlat. Vrem să angajăm toți mușchiuleții trunchiului aici, fără să angajăm neapărat flexorii șoldului, ci mai mult abdomenul. Haideți să schimbăm, fetelor. Lăsăm mingea deoparte și facem de data aceasta niște ridicări de bazin cu o rolă, cu ajutorul unei role de spumă. Putem folosi acasă și o pernuță, orice obiect ușor ne este la îndemână, și facem ridicări de bazin, menținând sus o contracție ușoară de o secundă, două, pauză pe fesier. Vrem să avem trunchiul drept, abdomenul angajat. Abdomenul întotdeauna va lucra pe ridicare, dar și pe coborâre. Vrem să menținem tensiunea musculară acolo, sprijinim bine în călcâie și apăsăm sus, controlat. Haideți să trecem la următorul exercițiu. Venim cu fața spre sol de data asta, în patrupedie, ne sprijinim pe palme și pe genunchi și ridicăm în același timp brațul, piciorul opus, controlat, vreau abdomenul angajat și aici, fără arcuirea spatelui și ușor, lent, fără grăbirea mișcării, vrem să împingem cu călcâiul înspre tavan, vârful orientat înspre sol, da? Ridicăm și întindem brațul și piciorul complet în spate, ușor revenim către sol și schimbăm. Bun, următorul exercițiu, fetelor, coborâm pe burtică la sol și vom face un superman. Ridicăm în același timp și brațele și picioarele, le întindem bine, strângem fesierul, este un exercițiu foarte bun pentru postura spatelui, pentru corectarea spatelui și întărirea mușchilor lombari, dar și pentru fesier, ceea ce ne place nouă, fetelor, cel mai mult să lucrăm, nu-i așa? Și avem aici control pe mișcare, ridicăm lent sus brațele, picioarele ușor coborâm, menținem privirea în sol tot timpul. Astfel vom lucra foarte bine tot trunchiul. Trecem la următorul exercițiu, ne întoarcem pe spate și vom ridica genunchii ușor la 90 de grade și coborâm pe rând alternativ câte un picior către sol, ducem vârful orientat spre sol și foarte ușor atingem, fără să ne sprijinim acolo greutatea piciorului, da? Doar lent coborâm și lent urcăm. Vrem să avem spatele lipit și abdomenul angajat tot timpul, pe tot parcursul exercițiului. Facem și respirația ușor pe mișcare, menținem. Super! Cam astea au fost. Sperăm că v-au plăcut exercițiile noastre și că v-au fost și utile. Și vă dorim mult spor la antrenament!